Da, eu sunt deja pregătit aici și îl aștept pe Denis. Vreau să vorbim puțin despre evoluția lui salutare. Bine ai venit, felicitări. Mă bucur să -vă, da. te văd. Salut, bine te-am găsit. Da, vreau să vorbesc despre evoluția ta în an, 2020, erai la prima participare. Nu mai vorbesc ce se întâmpla acum 5-6 ani, când tot cântai, erai bine pe o no. scene mai mici pentru tineri de vârsta ta. Cum te simți în 2022, acum dacă ar fi să recapitulezi toate momentele? Mă simt absolut diferit. Foarte multe s-au schimbat. Și lucru s schimbat. Da, eu mi-am schimbat lucru. În general, anul 2021 pentru mine a fost un an de refresh. Acum eu sunt alt fel. Da, acum ești bad guy, că, sau cum e. Nu, nu sunt bad guy, sunt foarte, foarte romantic și foarte, da, dar sunt gata să câștig, sunt gata să lupt pentru ceea ce vreau să obțin. Dar asta privește spre cameră și spune celor de acasă, știi că sunt pregătit... Sunt pregătit să reprezint Moldova la Eurovision. Da, apropo, care sunt alte vise pe care le-ai pentru acest an? Pentru că știu că și pe tine această pandemie te-a blocat pentru o perioadă destul de lungă. Da, pandemia cred că a blocat absolut toți artiștii, a fost destul de greu, dar pentru anul 2022 am scopuri foarte mari. Nu vreau prea multe să spun, o să vedeți destul de curând, dar eu cred că o să răsun în Moldova. Da, continuăm tot în același stil, tot de la tine, Denis. Noi vă invităm apropo să urmăriți. Sigur, puteți să scrieți mesaje și în privat și celorlalți participanți, pentru că astăzi au urcat în scenă unii dintre ei, alții urmează să urce foarte curând. Ai fost vreodată la Torino, în Italia? Uh, am fost în Italia, dar în Torino n-am fost absolut niciodată. Auzi că e un oraș frumos, știi? Bine că nu am șansă de victorie, că nici nu m-am înscris, dar uh, cine va merge probabil ne va confirma acest lucru ulterior. Mult succes în continuare și felicitări. Mulțumesc foarte mult. Doina, hai legătura.